A fost o campanie de recoltare total atipică. În primul rând că ea a demarat cam cu 10 zile mai devreme față de anul trecut, atât la rapiță cât și la grâu. Pot să vă zic că pe data de 15 iulie am încheiat recoltatul la grâu, data la care în anii din urmă de-abia începeam recoltatul și îl finalizam undeva în jurul datei de 1 august. Dar seceta care a fost în lunile anterioare, clar că a grăbit acest proces de maturizare și de uscare a cerealelor, lucru care nu prea a fost benefic pentru producțiile obținute. În schimb, ne-am pliat pe ce am avut în derulare efectivă și atunci clar că am folosit toate ferestrele de timp bun. În timpul recoltării am avut și acum sunt ploi zilnice. Ori, cel puțin la grâu, dacă ai o simplă ploaie, practic se moaie paiul și baterea nu mai este posibilă. Sau este posibilă, dar cu pierderi mari de producție. Dar cantitativ față de anul? Sincer să fiu, noi suntem mulțumiți la condițiile care au fost anul acesta. Suntem cu producții aproape de media realizărilor din anii precedenți, respectiv la grâu am scos 6300 de kilograme de boabe la hectar, la triticale 7100 de kilograme. Mai slab am avut producția de rapiță, 2300 de kilograme. Această cultură promitea peste 3000, dar realizările au fost dezamăgitoare.